Conform Direcției de Statistică Argeș, cei mai mulți salariați lucrează în domeniul industriei și construcțiilor, adică peste 50%, iar restul activează în alte domenii. Rata șomajului masculin este în scădere, în timp ce femeile indemnizate sunt ceva mai multe. În Argeș sunt înregistrați sub 15.000 de șomeri, dintre care peste 8.000 sunt neindemnizați. Salariul mediu brut în județ este de 1.923 de lei, iar cel net de 1.393 de lei. La sfârșitul lunii martie 2012, rata șomajului înregistrat la nivel național a fost de 5,05%, mai mic cu 0,22 puncte procentuale decât cea din luna februarie a anului 2012 și mai mică cu 0,95 puncte procentuale decât cea din luna martie a anului 2011. Chiar dacă numărul total de șomeri la finele lunii martie a scăzut față de cel de la finele lunii anterioare, din păcate șomerii neindemnizați sunt în creștere.